de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni, monitor, mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct aici pe Facebook, deocamdată, imediat și pe site. Începe o nouă săptămână, se apropie cu pași repezi data în care ar trebui anunțate candidaturile de către toate partidele. Până atunci însă să vorbim două lucruri despre ce se întâmplă în acest moment în țară și în zonă, apropo de coronavirus, noul coronavirus. Curtea Constituțională a reușit să mai pună o dată, să-și mai demonstreze încă o dată lipsa totală de legătură cu realitatea sau, dacă vreți, legătura profundă pe care o are cu fenomenul politic. Este aberant în calitatea pe care o au, că ei, de fapt, în momentul ăsta sunt legiuitorii României, că ei nu mai țin cont de Parlament, fac ce doresc ei acolo. Deci acești domni să dea o hotărâre care să permită, cum a fost în Neamț, ca 26 de persoane care au încălcat regulile de izolare la domiciliu, acum să, prin efectul legii, hotărârii Curții Constituționale, să fie trimise acasă, să nu mai răspundă față de nimeni. O să spuneți, păi ce puteau să facă? Că s-a încălcat legea. Că da, s-a încălcat legea, s-au încălcat drepturi și libertăți fundamentale. Este foarte simplu ce puteau să facă. Așa cum obișnuiau să bea cafele unii membri ai curții înainte de a da anumite decizii, și sunt exemple deosebite, destule, ar fi putut să beau o cafea băieții ăștia înainte, să le spună celor de la guvernare, bă, băieți, ați încălcat legea. Noi o să dăm decizia, dar până atunci pregătiți, băi, un proiect de lege să nu intre, să nu se instaureze haosul și prostia în România. Să nu se dea apă la moară tuturor acelora care din vari motive au încălcat legea sau cred ei că această pandemie nu există. Există, nu există, problema este foarte simplă. Atât timp cât avem oameni bolnavi, atât timp cât avem oameni care mor și au această boală, trebuie să respectăm niște reguli, vrem, nu vrem. Iată că băieții care conduc Curtea Constituțională, care formează Curtea Constituțională, au reușit să bage totul în haos. Și o să vedeți în continuare ce se va întâmpla în anumite zone din țară în urma acestei hotărâri. Acestea fiind spuse, vom reveni asupra subiectului mâine, poi mâine, sperăm să vină cineva să arate exact situația din Neamț cu exemple concrete. Până atunci însă să spunem, oameni buni, că astăzi trebuie să ne facem într-un fel așa mea culpa, să stăm într-un colț, să ne punem niște coși de nucă, să ne așezăm pe coș de nucă și să întindem frumos degețelele ca să fim bătuți la degețele. S-a supărat serviciul comunicare de la Piatra Neamț pe două articole apărute în Mesagerul de Neamț, două articole care, spun ei, le-au bulversat activitatea și i-au pus într-o situație proastă. Despre ce este vorba? Acum câteva zile am publicat două materiale, Big Brother la Piatra Neamț și Încheiere Românească fără final fervicit, două articole care arătau cum funcționează interfața de pe site-ul primăriei pentru plăți online a taxelor și impozitelor. Cine are plăcerea poate să recitească aceste materiale. Dreptul la replică al primăriei ne spune cam așa, că, băi băieți, funcționează platforma asta nemaipomenit. Din 2013 până în 2019 s-au efectuat 1535 de plăți online.
și că habar n-aveți voi cum funcționează. Mai mult decât atâta, băi ăștia de la Mesagerul ați dezinformat, pentru că acolo există un buton care spune cum se face, care este toată procedura. Și ne trimit băieții și o poză cu butonul respectiv, etc., etc. Am publicat tot dreptul la replică, fără să-l comentăm într-o postare. Am pus o notă a redacției că acesta este textul primit de la Primăria Piatra Neamț. Evident că el va primi replica cuvenită din partea redacției, deoarece ridicolul trebuie întotdeauna scos în evidență. Lucru pe care l-am și am încercat să-l facem, am publicat o replică la dreptul la replică. De ce? Pentru că e cazul să nu mai suportăm toate aceste șmecherii de doi bani, băieții ăștia, ca să demonstreze că ei își fac treaba cum trebuie, au trimis către noi o fotografie în care, o să vedeți pe ecran, am pus noi o segeată cu roșu, apare că există un buton, o să încercăm să dăm fotografia mai mare, să vedem dacă reușim. Haide, așa, să o dăm mai mare. Deci, un buton unde scrie procedură creare cont online. Asta este fotografia primită de la primărie. Numai că, băieții ăștia uită un lucru. Există modalități în online de a verifica ce a fost înainte pe acest site. Și două fotografii făcute pe 13 mai și pe 18 iunie, deci cu puține zile înainte, arată că butonul nu exista. Și am pus și noi două asemenea fotografii. O să vă arătăm una. Deci, lipsă buton, procedură. Nu exista butonul respectiv. Ca să fie clar, o mai punem și pe următoarea lipsă buton procedură. Așa că, băi băieți, problema este simplă. Suntem nevoiți să tragem o concluzie. Acolo cineva s-a hotărât să acopere răhățelul, să pună batista pe țambal și mai adaugă un butonel. Nu contează că e o prostie. Contează mentalitatea, care spune cam așa. Băi, acoperim noi, facem noi acolo și pornim la primar și spunem, domn primar, uite, ăștia dezinformează, noi avem acolo. Noi avem treaba făcută, noi suntem băieți buni, dar dezinformează ăștia. Minciuna, în acest caz, ar trebui sancționată. Domn primar, verificați și dumneavoastră dacă e așa și dacă este așa, trimiteți-i la plimbare sau trimiteți-i la lipit afișe, că la asta se pricep. Nu știu dacă au voie în timpul programului, dar puteți să emite după program, oricum sunt datori pentru față de dumneavoastră. Bun, și acum să mergem mai departe cu dreptul la replică. Ne spun băieții acolo că s-au plătit, ați văzut, 1500 și ceva de plăți s-au făcut din 2013 până în 2019. Noi am stat și am calculat că sunt fix 72 de luni, 1535 de plăți la 72 de luni, 21 de plăți pe lună, adică o plată pe zi. O plată pe zi. La un site al unui municipiu, reședință de județ, care teoretic ar trebui să ajute populația să poată plăti mai mult. De la începutul anului, să ne întoarcem acum, în 2020, că am avut pandemie, oameni buni. Oamenii au stat în casă și au folosit foarte mult, foarte mult, internetul. Ei bine, de la începutul anului până acum s-au făcut 8 plăți pe lună. 8 plăți pe lună. Băi băieți, aveți un drept la replică atât de clar pe cât e de ușor să lucrezi pe interfața asta. Adică foarte, foarte neclar și foarte, foarte greu. Este vorba aici despre lipsă de performanță și mult, mult, mult tupeu funcționăresc. Deci,
Nu se poate așa ceva, să te lauzi cu 48 de plăți online în anul 2020, când tu, chiar și în primărie, ai mai mulți angajați care, în mod teoretic, ar trebui să-și plătească taxele și impozitele mai ușor, fiind și în primărie, dându-și CNP-ul acolo, că da, aici este cea mai importantă chestie. Ni se spune în dreptul la replică, domne, oamenii știu că ei pot plăti, dar trebuie să vină să-și dea CNP-ul la ghișeu, ca să fim noi în regulă cu toate. Să luăm un caz. Avem un cetățean care lucrează la București, este din Piatra Neamț, vine foarte rar la Piatra, care are deplasări și vrea să-și plătească cinstit impozitele. Se duce el, accesează interfața prietenoasă de la primărie, cu sau fără buton, și acolo îi se spune, bă, băiatul, nu se poate că știi, tu trebuie să vii la Piatra Neamț, te prezinți la noi cu CNP-ul, să vedem că ești tu. Că ești tu. După aia te duci la București sau din Piatra, de unde vrei tu, și faci plata. Adică vii prima dată la noi și faci plata online. Adică vii la ghișeu și faci plata online după aceea. O tâmpenie, o cretinitate, o lipsă de profesionalism care arată cum stau lucrurile de fapt în domeniul acesta. Deci, cum adică? Faci online o plată și trebuie să te prezinți să-ți dai CNP-ul la ghișeu. E cum era într-o perioadă la o altă instituție. Plățile online se fac la ghișeul 4 de la etajul 2. Dacă și asta este grijă față de cetățean, grijă față de contribuabil, că el îți dă bani, măi, oameni buni, mă, nu vine să vă ceară bani de la primărie. Păi dacă așa ar proceda și băncile care au toate sisteme de plăți online, magazinele care au sisteme de plăți online la comandă la domiciliu și ar funcționa cum funcționează interfața, în 3 luni de zile ar da, ce în 3 luni, într-o lună ar da toți faliment. La o bancă se fac atâtea plăți într-un minut cât se fac aici într-o lună. Și acolo, ținem să vă amintim, nu apar semnalele de genul atenție, atenție, conexiunea la site nu este sigură. Pentru că pe acest site și pe această interfață apare acest mesaj. În condițiile astea, niște băieți mai au tupeul să facă drept la replică și să trimită drept la replică prost scris. Cum ar fi trebuit, că eu sunt de acord că trebuia o replică aici, cum ar fi trebuit să sune un drept la replică făcut de băieții ăștia, hai să spunem profesional, eu zic că ar fi trebuit să fie cam așa. Referitor la articole publicate, articole făceau referire la imposibilitatea utilizării serviciului de plăți online, facem următoarele precizări. Le scriem noi dreptul la replică. În acest stadiu al implementării sistemului de plăți online, la momentul înregistrării contului, se precizează că înregistrarea online trebuie validată fizic, așa cum puteți sesiza din prin scrinul atașat. La sediul primăriei, acest pas trebuie urmat o singură dată, fiind valabil pentru toate plățile ulterioare. În următoarea etapă de digitalizare a sistemului de plăți, acest pas nu va mai fi necesar, urmăriți pagina. Recomandăm citirea cu atenție a tuturor instrucțiunilor furnizate de site pentru a evita situații de genul celor prezentate de dumneavoastră. De asemenea, încurajăm pe cetățenii care întâmpină probleme legate de utilizarea sistemului să contacteze personalul primăriei pentru ușurarea procesului și ușurarea timpului dedicat procedurii. Așa ar fi putut să suni un drept la replică, cum să spun eu, corect din punct de vedere politic, funcționăresc, administrativ, care să nu te umple de ridicol și să nu enerveze ca cineva să caute dacă exista sau nu exista un buton, să facă calcule câte plăți s-au făcut și să arate că, de fapt, această interfață este aproape inutilă în acest moment. Da, lucrurile sunt perfectibile, așteptăm să vedem dacă domnul primar ia vreo măsură vis-a-vis de acești băieți și poate ne spun și nouă cât a costat toată această
afacere, să vedem dacă nu cumva banii pe care i-au dat cetățenii la taxe și impozite nu acoperă toată cheltuiala. Până atunci însă ar fi bine ca o parte din ca cetățenii municipiului să simtă pe pielea lor că cineva are grijă de ei și să li se scadă impozitele procentual la toți cu valoarea site-ului, banilor care s-au dat pentru site-ul primăriei și pentru această interfață și pentru cei care fac mentenanță. Adică niște bănuți acolo. Ne oprim aici, oameni buni, pentru că altfel riscăm să derapăm cu niște cuvinte care să facă trimitere spre zona magazinelor care vând electrocasnice, partea cu congelatoare și frigidere. Ne oprim aici, vă dorim o zi frumoasă și aveți grijă, puteți plăti taxele și impozitele online, dar trebuie înainte să mergeți la primărie să vă validați acolo CNP-ul. După aceea puteți face plata. Nu e așa că trăim într-o epocă a digitalizării, într-un smart city, așa cum este cel de la Piatra Neamț. Cele bune, să fiți iubiți, la revedere, numai bine!